Incidentul s-a petrecut într-un centru comercial din Drobeta, Turnu Severin. Tânărul de 26 de ani a vrut să schimbe euro la o casă de schimb valutar. Un individ a încercat însă să-l convingă să facă tranzacția la bodyguardii unui cazinou, la un curs de 4 lei pentru un euro, mai mic decât cel afișat. Când a refuzat, tânărul susține că a fost lovit de individ. N-au voie jucătorii să schimbe altundeva decât la ei, pe 40. Să schimbe pe mai puțin și copilul n-a vrut să schimbe bani decât să schimbe bani la schimb valutar. A zis, ești obligat să ne schimbe. Ei, nu vă schimbă! Atunci s-au pus pe copil, l-au scos afară și în parcare l-au omorât în bătaie. Tânărul și-a chemat tatăl în ajutor. Bărbatul spune însă că nu a putut interveni pentru că agresorii au pus un cuțit la gât. Erau vreo 6-7 băieți acolo și au venit și au sărit și pe mine. În timpul ăsta n-am putut să fac nimic pentru că erau așa cum sunt. Eu și pe tai cu și pe fratele. Și îl țineau cu japca. Îl țineau de mâini și de picioare să vadă cum dă în copilul lui. Scandalul s-a mutat apoi la spital, unde tânărul bătut a fost supus unor investigații medicale. Romii acuză că bătăușii ar fi venit după ei să-i convingă să nu depună plângere la poliție. Forțele de ordine i-au evacuat din curtea spitalului, iar acum polițiștii trebuie să afle în ce împrejurări s-a produs scandalul. Până acum, 5 persoane suspecte au fost audiate la IPJ Mehedinți și pe numele lor au fost deschise dosare penale pentru lovire și pentru tulburarea liniștii publice.